Așadar, dragilor, continuăm cu clasa a șasea, da? Adică clasa a șasea cu George. A fost clasa a treia, mai înainte, a treia, a patra. Ei au trecut într-a patra și tu ai fost terminat a cincea și ai trecut în a șasea. Deci a șasea. Nu poți să spui că știi materia de clasa a șasea. Apropo de asta, nu? Nu știm. Dar noi acum ne propunem să învățăm cum ne prindem de o problemă. Ceva de prin clasa a cincea, nu? Da. Așa, bun. Te rog să-mi formulezi o problemă, un exercițiu la care ai muncit astăzi și care ți-a dat bătaie de cap. Să vedem de ce. Tu vei povesti. M-am dus până aici, am încercat așa și mi s-a întâmplat să nu mai pot înainta din... Te rog. Produsul la două numere este 420. Deci, două numere. Dar nu spui de ce lungime, adică din două cifre, din trei cifre. Nu, eu am pus A ori B egal cu 420. Perfect. A ori B. Produsul la două numere este egal cu 420, da? Da. Bun. Mărind unul dintre termeni cu 5 și micșorând celălalt termen cu 2, produsul numerelor devine 400. Eu am scris A plus 5 în paranteză ori B minus 2 în paranteză. Foarte bine. A plus 5 în paranteză ori B minus 2. Da. Îmi dă 400. Face 400. Și de aici am încercat să fac tot fel de relații între ele, dar nu îmi dădea A și B-ul. Da, să văd la A. Cred că asta se cere. Da, A și B-ul. Determinați numerele. Uite, eu acum iarăși sunt într-o situație delicată. Pentru că Tu cam ce ai încercat tu, dacă mă poți ajuta? Deci pe primul, dacă se mărește cu 5 și al doilea se micșorează cu 2, produsul rămâne numai 400. Ar trebui să fie numere... Nu știu... N-ai încercat să iei două numere la întâmplare, să le faci înmulțirea lor. Și de asta m-am gândit să iau A și B, o să le dau numere, niște valori. Așa. Ca să dea 420. Am gândit, dar nu m-am gândit că nu ar merge și aia... Deci, n-am. Încercând ceva particular, o situație, să înghicești două numere, nu? Da. Să înghicești două numere. Să vezi, câte ori cât fac 420? Apropo de asta, 420 la cât s-ar împărți? La 2, la... 2 ori 5 odată. 2 ori 5, din cauza lui 10. Pentru că tu poți să spui aici egal mai departe cu 42 ori 10. Și egal cu... Hai, te rog să încercăm. Încercăm, vezi... Nu am inițiativă, n-am idei pe moment, dar trebuie să încerc ceva. Deci, și egal mai departe cu 42 se împarte și la 2. 3 și 2. Și 3 și 2. Hai să aflăm exact cum s-a scris ca și puteri. La 4. Și la... A, puteri, un număr... Hai să descompunem. Știm să descompunem pe 420? Ia să vedem. Da, în baza 10, 420, da. Nu în baza 10. Punem o bară așa. Așa. Și să facem, să fie înscrim toți divizorii. A, divizori, ok. Da? Deci să zicem 420, punem bară așa. 420. Și zicem, merge prin 2. 2. Știi când un număr se împarte la 2? Când ultima cifră când este... Când ultima pară. Pară, da, pară dacă toate cifrele dau un număr impar. Dacă la 3, când suma cifrelor. Când toate suma, de fapt, da, suma cifrelor se împarte exact la 3. Da, nu, se împarte exact la 3. Atenție multă. Deci mergem pe 2 acum, da? Da. Și vine, cât ar veni?
210. 210. Iar prin 2. Iar prin 2. Te rog, te rog să vorbești. Tu vorbești în bancă și mă dirijez. 210. Îl mai împărțești pe 210, ar însemna 105. Da. Și prin... 105 prin cât merge? Prin 3. Prin 5. Și prin 3. Ai zis că 11 cu 5 face 6, da? Da. Ai zis, perfect, prin 3. Și 3 în 10? 3 în 10, 1, 15 ar însemna... 3 în 10? 3 în 10 în 3, de așa, după ar da, nu... 15 și 3 în 15 de 5 ori. Și ar merge acum prin cât? Ar mai merge acum prin 5. Prin 5, obligatoriu. Că ultima cifră e 5. Da. Și 3, 5 în 35 de 7 ori și 7 îl scriem. Și iată cum 420 înseamnă 2 la câta? 420, 2 la câta? 2 la a doua, că îl întâlnim de două ori. Da. E 2 la a doua. 4 la 3. Ori 3, ori 5, ori 7. Deci e 2 la a doua, ori 3, ori 5, ori 7. Da. Și care ar putea să fie cele două numere? Din cine și cine ar putea să fie? Sunt multe variante, nu? Sunt de 420, nu? Da, 420. Păi ar însemna 4 ori 3 să fie 1, da, un număr, și 5 ori 7 celălaltul. Nu. Sau altfel. Sau alte combinații. Primul cu al treilea, sau doilea cu... Foarte multe posibilități, da? Câte două, câte două, creăm foarte, foarte multe posibilități. Și acum, dacă ai lua una din ele... Și atenție că trebuie să-l mărești cu 5. M-aș gândi că o e mai micuț decât de eu, nu știu, poate așa. De ce? Că l-a mărit mai, cu mai mult. Și ca să fie o balanță cât mai echilibrată între ele, ca să dea un rezultat cât mai apropiat de 420. Mă gândesc, nu știu neapărat. Vezi, încercarea noastră pe partea asta să surprindem cele două numere încât la mulțire să facă 420, mă trimite la multe posibilități. Mm. Și dacă măresc pe primul cu 5, vezi, el scade ceva. Tu spui aici, datorită faptului că a scăzut, aul vezi mai puternic, nu? Aul mai puternic? Da, tu sau cum, pe aul mai mic? Mai mic. Aul, l-ai vrut mai mic, da? Da, m-am gândit, nu știu. Mai mic decât B, dar nu foarte mult. Nu bănesc. Foarte, că trebuie să fie o balanță. Trebuie să fie o balanță, simți tu acolo că dacă da, cu 5 îl mărești, cu 2, celălalt îl scazi cu 2, el nu prea scade foarte mult, nu? Da. Scade ceva, dar nu foarte mult. Deci aul e mai mic decât B-ul, zici tu. Da, și după ce l-a adunat, sunt șanse să fie mai mari, depinde. Nu știu, e complicat, că trebuie să gândești. Da, asta vreau, asta vrem. Eu asta îți propun ție acum, să încercăm să gândim. Deci ceva trebuie să facem noi. Trebuie să ne vină în minte vreo idee. Tu ai muncit la el, ai încercat așa... Că nu avem nicio idee și am încercat, că încercarea moarte n-ai și... Sigur că da. Și la matematică este esențial să crezi în tine, să perseverezi. Dacă te-ai epuizat, ai trecut la alte probleme eventual, nu? Că dacă da, stai... am trecut, că am zis să nu consum timpul pe o problemă, dacă nu văd, că nu iese, nu sigur, iese. Sigur că da. Nu are rost să fii blocat acolo. Ei, aici... Ce să facem noi? Ce să facem? Doar numai cu 5 se mărește și scade la celălalt cu 2 și pe total produsul scade cu 20. Nu din 420, produsul scade cu 400 de 20.
Ce să zicem noi aici? Cum să ne vină vreo idee în minte? Puteți să facem cu segmente, nu știu. Vrei să încercăm ceva cu segmente, da? Deci dacă au ar fi ăsta și B-ul ar fi, tu ai presupus că... A-ul e mai mic. Pentru început A-ul e mai mic decât... Faceți două segmente la A și trei la B, la, nu știu, ca să putem să scădem. Ăsta ar fi B-ul. Va ce mai mare pe A? Tu l-ai făcut, ai zis invers. Hai să zicem așa. Așa, așa ar fi, nu? Da, da, e foarte bun ca să o aducem. Bun. Și aici ai mai pus, am mai pus 5. Deci l-ai mai mărit cu 5. Da. Iar pe, din B am scăzut doar 2. 2 și... Și acum produsul, după mișcarea asta... 400. Deci produsul ăsta al lor, vezi că nu-i suma, e produsul. Și asta înseamnă... Poate sunt egale când dau produsul 400, poate le au. Cum să facem noi? Nu e atât de fără problema. Când o citești, pare banal, da? Vezi? Vezi ce interesant este? De o problemă trebuie să te apuci și la început pare banală. M-am citit-o și mi s-a zis să o fac imediat. Dacă n-am pus pe foaie, nu se legau. Nu merge deloc. Sigur că da. Ce înseamnă A ori B? A ori B înseamnă să desenezi pe B de A ori. Deci A scrie A ori B. Eu scriu. Da, da, da. A ori B înseamnă egal cu B ori plus B plus B plus B de plus A ori. B. Și mai departe plus B de câte ori? De A ori. A ori. Adică, dacă noi îl facem pe B un segment așa, uite așa să fie segmentul B. A ori B înseamnă B-ul ăsta și încă o dată B-ul și încă o dată B-ul și uite așa B-ul până aici. De câte ori îl am desenat pe B ăsta așa? De multe, de A ori. De A ori. A ori. Și asta, toată valoarea acestuia, este cât aici? Toată asta, egal cu 420. Segmentul ăsta, da? 420, da, e un segment... Perfect! Acum, nu mai este B-ul ăsta, ca înainte, ci B minus 2. Deci, uite-te, este așa, dar e mai micuț cu 2. Deci, el a pierdut 2 unități. Fostul B. Da. Fostul B, acum cât e? B minus 2. Da. Deci fostul B, care era înainte așa, pierde ceva. Pierde pe 2. Iarăși fostul următorul B, iar pierde pe 2. Și așa mai departe, și următorul B, pierde pe 2. Da? Da. Deci toate... De câte ori s-a pierdut A-ul, B-ul, 2-ul ăsta, de câte ori s-a pierdut? De A ori. De A ori, 2-A. Da. Nu, din toată șmecheria asta, deci tot segmentul ăsta pierde, pierderea în el, dacă le punem acum, le punem peste micuțe, ar fi așa, mai micuț, mai micuț și mai micuț și așa mai departe. Și mai micuți. Că el a pierdut porțiunea asta de 2, 2, 2, 2, 2. Aia e o problemă. B minus 2 de A ori, doar că e A plus 5. Oh, acum o să spun. Da. Deci B minus 2 ăsta, față din înainte... De A plus 5 ori. Exact, dar dacă ar fi numai de A, numai de A ca înainte, da. El ar fi pierdut de 2, 2, 2, pierde 2A. Da.
Deci până aici, până aici, este 420 minus... Deci până aici da. Este 420 da. Minus? Minus 420 minus 2A. 2, 2, 2 pierdând de A ori, minus 2A până aici. E 420 minus 2A. Da. Însă vine de 5 ori așezi B minus 2. Deci la ăsta care a fost până aici de A ori, mai adăugăm de 5 ori, că de 5 ori B minus 2 mai adăugăm. Deci mai punem o dată de 2 ori. Deci o dată de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori B minus 2. De 5 ori, nu că mai vine de 5 ori. De 5 ori e segment 0. Da? De 5 ori segmentul ăsta, da? De 5 ori. Încă 5, încă 5 de ăștia. Încă 5. Că de aia este A ori plus 5. Și cât face lungimea asta? Numai 400. Din păcate, din păcate, eu aici n-am fost destul de, n-am figurat destul de bine. Trebuia unde să mă opresc? Mai încoace. Ca să fie conform realității. Da? Uite, uite, de ce am să revin? Așa e la matematică. Deci, am segmentelul ăsta mic. Segmentelul ăsta mic. Asta e B minus 2, da? B minus 2. Și am segmentelul ăsta mic. Și așa mai departe. Segmentelul ăsta mic. De câte ori acesta? Este de A ori. De A ori. De al de B minus 2. El a pierdut câte 2, 2, 2. Și atunci este 400. Deci a pierdut dinainte câte 2, 2, 2, 2 de A ori. Și vine 420 minus 2A. 420 2A, minus da. 2A, pentru că vine 2, 2, 2, 2 de A ori, da. 2A. Dar însă, mai apare de 5 ori B minus 2. Deci, mai pune un B minus 2, una, 1, 2, 3, 4, 5. Și adăugându-l pe ăștia încă de 5 ori, dar de B minus 2, fac 420. 400, pardon, 400. Dacă e... Față de valoarea asta dinainte, bucățica asta de segment... Ar fi 20. Ar fi 20. Deci înainte toată asta făcea cât am spus, cât făcea. Făcea 420. E cam ciudățel cu segmente, nu știu, e încărcat. Cam încărcat, e obositor, nu? Poate nu e cu segmente. Eu acum am încercat, vezi tu, nu am avut o altă idee. Tu înainte n-ai încercat așa, ai încercat. Da, mi-am uitat o idee cu segmente și am început să pun un segment, două, doar că nu am văzut mare. Așa, și asta a făcut numai 400. Din păcate, cei 420 minus 2A și cu 5 de al de B minus 2, deci plus 5 de al de B minus 2 de ăștia, adică 5 de al de B minus 2, 1, 2, așa, au, deci 5 de aceștia fac în total doar 400. Mm. Și față de 420 am vedea noi că acolo apare o diferență și pe care vrem să exploatăm. Destul de greu îi merge, da? Nu,
crezi că e asta. Și eu cred că nu e asta. Ce facem acum? Încercăm altă metodă. Altă idee. Altă idee. Trebuie să ne vine ceva. Eu mă gândeam să facem aritmetică, așa. Să schimbăm relațiile, să le... Să le prelucrăm un pic relația aceea, să o prelucrăm? Că nu se... Uh-huh. Bine, nu. Foarte tare încercă. Și merg din nou pe ideea ta. Deci să încercăm să prelucrăm relația asta. Că tu ai scris-o bine. K plus 5 ori B minus 2. Din păcate am încercat figurativ. Nu a mers. Am mai încercat și chestia asta ca să ghicim noi numerele. Nu. Nu prea sunt șanse pentru că... Cât ar fi 420? 6 ori cât? 420? Ar fi 35, dacă iau așa, 8 ori 3, 24. 7 ori 5, 35. Uite, 35 ori 12, că 4 ori 3. Iau și eu la întrebare, 35 grupajul ăsta. Merge. 35 ori 12, ce face 420? Merge. De ce? Merge sigur? Am calculația, dar de 35 ori 12, dar asta e prin încercări. Eu... Stai o secundă. Dar acum, la 35, dacă îi pun 5... Asta am făcut și de 40 ori, 2, ori 10. Deci 40 ori 10? 400. Bine, dar eu n-am... Nu prea... Sigur că da, tu ai dreptate. Am ghicit asta... Nu înseamnă că... Întâmplare. Pare o întâmplare. Da. Deci asta... Acum ar trebui să vedem că altceva nu mai merge. Din faptul că e vorba de... Tu l-ai văzut pe A mai mare decât B, nu? Nu, uite. Mai mic, dar m-am înșelat. Te-ai înșelat. Da. Când am revenit acum, se pare că asta ar fi fost ideea, da? Bun. Altă variante din descoperirea asta. Mă întorc cu privirea aici. Am zis 5 ori 7. Poate fi și 3 ori 7 și restul. 3 ori 7 21. Adică încerc să umblu la A luând alte combinații. Am luat 5 ori 7. Iau 3 ori 7. 3 ori 7 e 21. Deci ar fi 21 ori restul. 21 ori 4 ori 20. Deci 4 ori 20, cât face? Păi nu, 4 ori 5. 4 ori 5, da. 4 ori 5 ori 20, corect. Face 420, se înțelege că trebuie să facă 420. Corect. Egal cu 420. Până acum e... Acum, mărim pe primul cu 5 și pe al doi scădem. 26 ori. Nu merge... Sau merge? Ori 18 nu mai face 400. I-am încercat 26. Iată să facem o șmecherie. Să sesizăm că la mulțire trebuie să facă cu două zerouri. Trebuie să aibă două zerouri. Foarte tare! 400, da? Și faptul că la mulțire fac și două zerouri, ori se întâmplă ca să fie un 0. Stai, că începem să ne apropiem de problemă. Faptul că după mișcarea asta, cu unul crește cu 5 și altul scade cu 2 și îți dă cu 2 zerouri, înseamnă că cele două numere trebuie să aibă amândouă câte un 0. Câte un 0, da. Că dacă ar avea ultima cifră, un 5 și un 2. Ultima cifră, un 5 și un 2. 5 ori 2 e 10, un singur 0. Da, nu trebuie neapărat un 2 de 0. Deci, după mișcarea asta, iată prima constatare. Vezi, de-aia trebuie să muncim și să nu abandonăm. După mișcarea asta, că mărindu-l pe primul cu 5
Și pe al doilea, scăzând 2, îmi dă 400, îmi dă 400, îmi dă 2 zerouri, înseamnă că neapărat cele două numere după mișcarea asta trebuie să aibă amândouă câte un zerou. Da. Și faptul că are, au câte un zerou, îmi spune mie următorul lucru. Din descompunere, mărit cu 5, ce două, cine mulțit aici mărit cu 5 facă 0? Dă încă un număr cu un 0 la final. Așa. Cine? 5 ori 7, 35 și cu 5 fac un 10. Da, un și 10. Un număr care... Și ce a rămas neapărat? Și a rămas completarea. Da. Și face tocmai serviciul ăsta perfect. Da, dacă ați luat greșit, nu. Nu, este superb aici. Descompunerea asta ne-a ajutat. Ce chestie extraordinară. Da. Deci ne ajută descompunerea. Ce ne părea nouă că n-ar merita... Descompunerea asta și după tratonarea făcută ne-am întors înapoi. Da. Și faptul că după mișcarea făcută, ăsta cu 5 și ăsta scăzând 2, se întâmplă să apare 400, după mișcarea asta amândoi trebuie să aibă câte un 0. Adică să fie multiplu de 10. Și numai 35-ul care intră în componență, da, mări cu 5 fac și 10. Da. Foarte. Dar și 15. 3 ori 5, 15. 20, dar trebuie celălalt număr. Celălalt să facă jocul după mișcare, scăzând 2 să facă cu 10. Amândouă trebuie să aibă 0. Amândouă să facă 0 și nu asta e mișcarea. Da. Uite, asta e selecția. Asta e selecția și asta e problema. A fost când m-am închinuit și de fapt aveam răspunsul chiar în vânt. Foarte aproape, dar nu îl bâșbuiam. Așa e la matematică. Asta este. Era cât pe ce să plecăm. Vinea să sting lumina și să zic, bă, asta e, nu pot face. Eram aproape. Dar m-am mai întors odată. Și am zis, mă, fac 400. Și aici s-o... Și-o a prins lampa. Da. Eu am încercat... Super. Am încercat pe jurul aici, pe colțul foii, 2 la 2, ori... 5, să aflu dacă dă 400 și mi-a dat greșit și n-am mai încercat a doua, că am zis că s-ar putea să fie greșită. Dar de fapt aia era. Vezi? Deci trebuie să ai puterea, mai ca la șah. Și eu vorbesc cu o persoană care a ce bătaie imediat atunci la șah, doamne, doamne. Nu mai poți, nu-ți mai propun să mai jucă cu șah. Da, nu mai ții minte, nu mai. Cum nu ții minte? Anul trecut. Anul trecut sau cu... Sau cu 2 ani. Acum 2 ani, mă. Am trecut pe la tine și am jucat așa, acolo. A, da, atunci, da. Da, și am îndrăznit eu să... Și mi-a dat bătăiță de... E, atunci, mă, că acum nu mai fac așa și nu mai... Sunt ocupat, nu mai pot. Da, erai în mână foarte tare. Ce însemna? Antrenamentul, nu? Da, dar nu, eu nu facem acasă. Făceam doar sâmbătă și duminică, așa, 2 ore. Atâta, eu nu mă... Deci, dar nu studiai așa partide, să vezi mutări, chestii de astea? Nu, făceam la ore. Ne învăța partide, jucoare de mari jucători. Și dacă ne dădea timp, da, dar nu ne dădeam. Nu prea. Dar reușeai să vezi o mutare, două în față, nu? Păi da, trebuie să le vezi. Normal, că... Păi asta vreau să spun. Și la matematică este așa. Deci vedem niște mutări în față. Da. Nu se vede la prima mutare. Deci prima chestie când adversarul nou mutat, ei, dacă tu ești la Hizbun, vezi două mutări. Adică ce înseamnă două mutări în față? Știi bine ce înseamnă, nu? Da, două mutări, da. Adică și ce ar face el, ce faci tu, nu? E da, chestia. Tot felul, riscurile. Dacă mută el, trebuie tu să muți anumită piesă. E o chestie de analiză foarte puternică. Așa rămâne un joc deosebit. Da. Ne întoarcem aici. Deci m-a fascinat. Găsirea celor două numere părea că e o chestie de întâmplare. Da. Și acum tu, când m-ai lovit cu chestia asta, bă, da, întâmplare, avem multe de tatonat. M-am oprit repede și am zis 400, gata. 0-0, amândouă să facă cu 0. Nu-i decât varianta asta, 35 cu 5. Și 12 care rămas, minus 2, face 10. Da, dar eu mă gândesc dacă n-am avea aia cu descompunere, să facem doar generații. Nu!
Descompunerea este minune. Este foarte, este baza problemei aceste. Raționamentul de aici pleacă. Da, eu m-am gândit prima dată cum am văzut problema, hai să scad într-una sau să înmulțesc. Da, eu la două numere, șase, la întâmplare. Da, să mă rog să văd, că așa fac eu, cum văd o problemă de tipul ăsta, le mut relațiile, le fac în așa cum să-mi dea numărul respectiv, dar nu putea și... Am mai încercat cu semnete, dar nu mi-a trecut prin casa să descompun și să iau cele cu două, un zero și la zero. Asta e, asta e. Deci vezi, când am ajuns la problemă, abia după ce am tatonat-o și am chinuit-o și am sucit-o și am învârtit-o. Pentru prietenii noștri, ce să ne spunem acum? Ne spunem așa, să îndrăznească la matematică, să insiste foarte mult, să nu se lase bătuți și sigur vor avea succes. Da? Sigur vor avea succes. Așadar, dragilor, asta e problema. A-ul egal cu cât? 35. Da. B-ul egal cu 12. Și selecția, de ce așa asta e perechea de numere? Când avem mai multe variante, sigur, pentru că după mișcarea asta trebuie să-mi dea... deci numai atunci de aici rezultă că A plus 5 egal cu cât? 40. Și aici B minus 2 egal cu 10. Și produsul lor face, nu? A plus 5 pe lângă B minus 2 egal cu 400. Foarte tare problema. Foarte tare și frumoasă, interesantă. Da. Și ce am învățat de aici? Am învățat că descompunerea asta. Nu din prima, sigur, ne ducem pe problemă. Rar se întâmplă. Rar se întâmplă. Dar trebuie să știm să muncim la o problemă, să fim foarte tari, să insistăm pe ea, până când, dacă chiar nu o puteam face la momentul acela, ai părăsi problema, dar ea, n-ai părăsit-o definitiv, ea se învârte în mintea ta, ușor, 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 de acum problema te acaparează, nu poți să o părăsești. Și deodată te joci, te învârți, te nu știu ce, stai la masă și deodată ți-o zici, băi, stai o clipă, ia să descompun. Ia să vedem care sunt variantele. Ia să văd de acolo ce pereche ar face serviciu bun. Foarte frumoasă problemă. Aș face-o și dacă tu ai fi avut antrenament pe calcul algebric. Nu, eu... numai din a șasea. De acum atunci am făcut puțin. Pentru că cu segmente am făcut până la a patra și la a patra am acolo plus B ceva plus B așa și la a cincea doar am făcut fără segmente. Deci tu ce trebuie să înțelegi? Că la matematică nu neapărat trebuie să vezi ce ai făcut până acolo. Dar dacă eu ți-aș spune așa, oare tu știi 7 ori cât face? După 56. 7 ori 56, da? Dar pe 7 eu pot să spun ca 5 plus 2. Te rog să scrii, da? 5 plus 2. Ok. Pe lângă 5 plus 3. Da. Și se mai scrie acest 56 ca fiind 25 plus 15 plus 10 și plus 6. Deci 25 plus 15 plus 10 plus 6. Dragule, faci 56? 4, 5, 6? Da. Foarte tare. Dar acest 56 nu cumva e 5 ori 5? 5 ori 5, da. Plus 5 ori 3. Plus 5 ori 2. S-a făcut și autorul. Plus 2 ori 3. Adică 5 ori 5, uite ce șmecherii. 5 ori 5 plus 5 ori 3 plus 2 ori 5 plus 2 ori 3.